Bună, Taur, și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau să văd pentru tine mesajul pentru acest an 2025, anul universal al culminării, al fructificării, acel an în care noi ne culegem roadele, mai ales din ultimul ciclu de 9 ani, începând cu 2017. Care sunt roadele tale? Nu ține de anul personal, anul universal 2025, însumat, duce la cifra 9. La baza pachetului pentru Taur văd 6 de cupe. Poate că dragostea pentru tine este foarte importantă. Regele de bâte și cavalerul de bâte, un semn de foc din trecutul tău, mai exact un leu, un berbec, un săgetător, poate fi relevant pentru tine. Efort depus în această legătură cu această persoană. Poate că în trecut lucrurile s-au transformat, s-au schimbat foarte mult, dar cu efort și pasiune aici, multă pasiune, nu știu, îmi vine să spun că acest rege de bâte este o persoană vizionară, o persoană care îi inspiră pe cei din jur, care are o anumită viziune și pe care o urmează și poate fi cineva din trecutul tău sau poți fi chiar tu în această energie dacă ai foc mai ales pe harta ta natală mai mult. Hai să vedem. Am să te rog să mă lași să așez cărțile, după care, uite, Marea Preoteasă, Soarele, Puterea, Luna, 10 de cupe, Judecata, măi, dar sunt energii frumoase aici, 7 de cupe, Asul de spade, Cavalerul de cupe, în decembrie. Ok. Am să las aici cărțile și am să extrag și câteva cărți de oracol din acest oracol The Sacred Creators, Creatorii Sacri, pentru primul sfert de an. Ce avem aici? Raw intention, și să știi că această intenție autentică, intenție adevărată așa și resimțită cu toată ființa ta, este pentru primul sfert de an. Cineva este un foarte bun creator, un foarte bun alchimist și posibil să fie chiar energia ta. Această persoană cu o intenție foarte resimțită din toată ființa. Hai să vedem pentru următorul sfert de an. Shift the way to new potential. Un nou potențial și un anume shift aici, un anume schimbare de perspectivă. Și foarte interesant e că tu ai aceste arcane majore în acest sfert de an, pentru aprilie, mai, iunie. Ai aceste arcane majore, Marea Preoteasă, Soarele, Puterea. Trei arcane majore puternice. Da. Hai să vedem și vom vorbi despre fiecare carte în parte, vom și clarifica, este timpul nostru pentru această prezicere din 2025 pentru Zodia Taur. Pentru următorul sfert de an, ce avem aici pentru tine? Ce mesaj din acest oracol? Validare externă, external validation. Aici avem Luna, 10 de cupe, Judecata
și cu acest 10 de cupe mă poate duce cu gândul la faptul că oamenii din jurul tău sunt foarte importanți și cauți aprecierea lor și nu doar că o cauți, tu ai parte de aprecierea lor. Vom vedea și de ce acest card luna. În ultimul sfert de an văd aceste cărți, 7 de cupe, asul de spade, cavalerul de cupe, un spion ai în preajma ta. Fill your cup with sacred giggles. Mesajul acestui card este acela de a te bucura din tot sufletul și cu toată inima. Pentru că bucuria este un sentiment de înaltă vibrație care te duce pe alte culmi, cumva. Mai există poate și o ofertă în dragoste, mai ales în luna decembrie, poate pentru unii să aibă parte și de opțiuni. Dar hai să văd de ce acest 9 de spade cu care tu ai deschis anul în luna ianuarie. Și poate fi în legătură cu acest 9 de spade, bineînțeles, nu am spus semnificația lui, dar aduce multe griji, temeri, anxietăți pe o anumită tematică din viața ta. Și poate fi vorba despre dragoste, pentru că văd și 2 de cupe și regina de spade. Poate pentru unii dintre voi, mai ales pentru cei care sunteți în energia masculină, aveți de a face cu o femeie, o energie feminină mai rece, mai calculată, independentă, foarte comunică, foarte bine, nimic de zis, dar această persoană nu te joci cu ea. De ce 9 de spade? Împărăteasa. Poate fi o mamă implicată aici, poți fi chiar tu, pentru că această împărăteasă reprezintă energia ta, energie venusiană, și tu ești guvernat de Venus. Și foarte curios e faptul că văd din nou acest 9 de spade la baza pachetului. Și pe sănătate, ai grijă la felul în care îți petreci nopțile. Mai vreau o carte aici. De ce acestea? Și nu prezic ceva negativ, nu prezic ceva foarte... deși va exista această senzație de teamă, de anxietate, dar nu, tu vei depăși aceste momente cu efort, cu efort din partea ta, vei depăși, pentru că avem și soarele. Poți să afli anumite lucruri iarăși care pot să te îngrijoreze. Însă vei depăși, vei depăși cu bine, pentru că avem acest soare. Și cum spuneam și la berbec, soarele nu prea se vede în luna ianuarie. Ziua e din ce în ce mai, de fapt din ce în ce mai mică, este foarte scurtă, noaptea foarte extinsă și pentru cei meteosensibili e o problemă aici. Ne poate da și o senzație de confuzie, mentalul nu ne este foarte conectat așa la sursă. 2 de cupe în februarie este și luna îndrăgostiților. 2 de cupe vine cu un parteneriat și posibil cu un rac pentru unii dintre voi. Poate fi cineva la distanță, de la distanță, pentru că faetonul reprezintă așa ceva. Și văd și 4 de spade. 4 de spade e ceva în legătură și cu luna ianuarie, ce se întâmplă aici în luna ianuarie, o pauză,
sau poate chiar după aceste momente de griji, urmează o perioadă în februarie în care vindeci ceva anume. Patru de spade este și o carte a vindecării. Vindeci ceva anume cu cineva din viața ta, cu un partener, o persoană relevantă din viața ta. Regina de spade este în luna martie, pentru luna martie. Această regină poate reprezenta un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. De ce această regină de spade? Pajul de bâte. Și faetonul din nou la baza pachetului. Poate fi vorba și despre un copil, despre o mamă singură aici, cu această regină de spade și pajul de bâte, o oportunitate cu această persoană în luna martie pentru unii dintre voi. Dar această regină de spade are spada ridicată. Asta ne spune și faptul că ea poate să o folosească oricând și spada semnifică vorba, cuvântul, prin vorbele sale ea poate să taie, poate să aducă durere celor din jur. De ce această regină de spade și pajul de bâte? Șapte de monede, un soi de dezamăgire. Și e ceva în legătură cu un copil, o oportunitate pentru unii, dar pentru cei care nu aveți copii. Am uitat să spun aici, pentru că am văzut împărăteasa, împărăteasa este și fertilă. Împărăteasa poate să aducă, să dea naștere, să aducă copiii pe lume. Și atenție, pentru unii dintre voi vă puteți face griji în privința unei sarcini aici, pentru unele dintre voi. Toată această perioadă cu destul de îngreunată, o văd așa, primul sfert de an, cu siguranță tu vei trece peste cu bine, pentru că văd acest card, Shift the Way to New Potential, nou potențial ți se arată în calea ta și avem și soarele. Soarele a ieșit în etalarea ta. Și avem trei arcane majore. Acest al doilea sfert de an este foarte important pentru tine, lunile aprilie, mai, iunie. În aprilie avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă poate să îmi spună, să îmi sugereze faptul că pentru unii dintre voi puteți avea de a face cu un pești, leu, văd aici. Pentru alții, tărâmul acesta al ocultului reprezintă ceva foarte important. Puteți să dați mai multă atenție acestor aspecte, să studiați astrologie, să căutați, să învățați semnificațiile cărților de tarot, să ezoterismul poate fi relevant pentru unii dintre voi. Marea Preoteasă mai vorbește și despre faptul că tu poți să cauți informații la o astfel de persoană. Marea Preoteasă vine și cu intuiție, faptul că te conectezi la intuiția ta. Și văd aici din nou 4 de spade și 3 de monede. Pentru unii puteți să lucrați și să fiți buni tarologi. Pentru unii, ok? Și dar văd acest 3 de monede care îmi spune că statutul tău se îmbunătățește. E vorba de succes aici cu 3 de monede. Oamenii din jur te văd mai abil, mai capabil.
decât de obicei, au o atitudine de recunoștință pentru ceea ce tu ai să oferi. Și un soi de vindecare aici, iarăși, pentru că văd și patru de spade, cu o anumită persoană. De ce soarele? Ce vrea să spună soarele în luna mai, când florile înfloresc, nu? Când soarele e sus pe cer, când totul e luminos și plin de viață. De ce soarele? Soarele vine cu succes și toate cărțile din această etalare le iluminează, aduce claritate. Ai un an plin cu recompense, aș spune eu, cu acest soare aici. Da, recompense. Și este energia ta, regina de monede. Vei fi foarte plină de viață în această perioadă. Regina de monede poate reprezenta, cum am spus, energia ta sau o fecioară, un capricorn din viața ta. Mai poate reprezenta și faptul că această regină de monede este cartea abundenței, reprezintă femininul din tărâmul acesta al monedelor. Regina de monede, iarăși, în plan financiar o vei duce foarte bine, pentru că avem regina de monede, avem soarele, combinația asta este minunată. Și cred că este vorba și despre faptul că acum mi-a venit în minte faptul că în luna mai, de fapt, avem și sezonul Taurului, nu? E ceva legat de acest sezon, poate o ofertă de dragoste poți să primești aici. Mai vreau o carte pe această secțiune a lunii mai. Moartea, poate fi și un scorpion implicat, dar vine cu transformare și tu lași adicțiile în urmă. Lași adicțiile, lași tot ceea ce înseamnă, da. Lași tot ceea ce înseamnă trădare, tot ceea ce înseamnă dezamăgire, tot ceea ce înseamnă dependență, toxicitate, pleci. Și pleci în lume. Foarte liniștit, foarte calm, creativ, comunicând cu bucurie, cu iubire, cu în echilibru, iarăși vei fi, vei avea un sezon al tău foarte plin, simt să spun aici. Și cu potențial, și cu potențial. În luna iunie avem puterea. Puterea vine cu... Este o altă carte a zodiei Leu. Poți să ai foarte mult Leu pe harta ta natală și puterea vine cu grație, cu compasiune și regina de bâte. Poți să ai de-a face cu o energie feminină din această zodie, din zodia Leu sau chiar un semn de foc, pentru că este o citire generală. Semn de foc însemnând Leu, berbec, săgetător. Dar aceasta este o lună a pasiunii pentru tine, o lună în care tu lupți pentru ceea ce îți dorești. De ce aceste două cărți? Ce se întâmplă aici, în luna iunie? Marea Preoteasă, din nou, și avem și Marea Preoteasă aici. E ceva pe creativitate, care te preocupă foarte mult. Puterea mai și blochează, știți voi? Pentru că de foarte multe ori citesc această energie ca cineva blocând pe altcineva sau o altă situație.
instinctele primare, aici avem o furtună în această carte, puterea. Uite. O tornadă sau cum să o numesc, care se anunță în această lume a leului și a energiei. De fapt, aceasta este împărăteasa care îmblânzește leul și leul însemnând instinctele primare, o altă persoană înfuriată cu ceva anume. Dar această energie feminină, această împărăteasă, îmblânzește leul prin compasiune și determinare, și determinare, voință puternică. În al treilea sfert de an avem luna 10 de cupe, judecata. Aici poate exista un soi de reconciliere. Cum am văzut și cu acest card din acest oracol, avem pentru Taur nevoia de validare externă, nevoia ca cei din jur să te recunoască, să îți recunoască meritele. Și tu începi în luna iulie cu luna. Poate o femeie, o energie feminină să fie importantă pentru tine. Și vezi tu foarte curios că în iulie avem racul. Pentru sezonul racului e ceva relevant aici, iar luna este guvernatoarea racului. De ce luna? Luna vine cu secret, luna vine cu nevoia de a-ți asculta intuiția și nevoia aceasta de a păși de asemenea în întuneric pentru a găsi adevărul și curajul de a păși în întuneric pentru a găsi adevărul așa cum este. Poate fi legat, mai poate veni și cu o dezamăgire aici pentru unii dintre voi, pentru că șapte de monede și luna vorbesc despre dezamăgire, decepție, văd și moartea. Aici, cartea Moartea, care vorbește despre o transformare. De ce? Sau o energie scorpionică pentru alții. De ce șapte de monede și luna în iulie? Patru de bâte. E ceva legat de stabilitatea ta. Și aici, în luna iulie, atenție, pentru că văd și conflict, dezamăgire, decepție. Și cum poți tu trece mai bine prin această perioadă? Va trebui să îți păstrezi echilibrul, pentru că doiul de monede îl avem în sfatul pentru această lună. Dar vei depăși, vei depăși cu bine și să-ți păstrezi și speranța iarăși. Steaua vorbește despre credință, despre speranță, nevoia de a-ți păstra speranța. E un soi de dezamăgire aici, în luna iulie, care cu siguranță va fi trecut cu bine, pentru că avem și acest 10 de cupe în luna august. Timp petrecut afară, timp petrecut cu cei dragi. De ce 10 de cupe? Ce vrea să spună acest 10 de cupe? De ce 10 de cupe? Este și un an al riscului pentru tine. Nu știu care este anul, vibrația sau cifra anului personal la tine. Anul universal este 9, cum am spus și la început, dar nu știu care este anul personal, ține de data ta de naștere și luna. Regina de cupe și regele de cupe, păi aici este vorba despre dragoste și îmi place. Regele și regina de cupe cred că te reprezintă pe tine și o altă persoană și 10 de cupe, da, este aici.
reprezintă împlinirea emoțională. Vei fi foarte fericit în luna august. Fie vei merge într-un anume concediu împreună cu partenerul, cu partenera, fie, ce știu eu aici, ceva anume te va împlini. Felul în care vei petrece timpul cu cei dragi va fi minunat. În luna septembrie avem judecata. Judecata vine cu... Mai întâi vreau să văd clarificare. De ce judecata? Regina de monede. Și nouă de spade. Poate fi în legătură cu această grijă de la început de an pentru cei care sau cele care căutați să rămâneți însărcinate sau vă faceți probleme în legătură cu o anumită sarcină, pentru că am spus aici, am văzut și împărăteasa. Totul se va finaliza cu bine. Totul se va finaliza cu bine. Judecata vine cu această regină de monede și regele de cupe. Reconciliere. Poate ai de-a face cu un semn de apă, cineva din trecutul tău. Văd și șase de cupe aici. Un suflet pereche. Reconciliere cu acest semn de apă, un bărbat iubitor. Poate reprezenta un rac, un pești sau un scorpion din viața ta. Ok, și am ajuns în ultimul sfert de an. Aici avem șapte de cupe, asul de spade, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe pe care l-am tot văzut pe aici prin al doilea sfert de an. Cavalerul de cupe care vorbește despre o anume ofertă în dragoste. Bucuria. Bucuria este la ea acasă pentru tine și chiar ești îndemnat să te bucuri de viață cât mai mult. În luna octombrie, acest șapte de cupe vorbește despre faptul că tu poți să ai mai multe opțiuni și opțiunile pot fi atât în dragoste, dar și opțiuni în a alege, ce știu eu, dintre mai multe tipuri de vacanță pentru cei care vă doriți să ieșiți undeva, să plecați în concediu în octombrie. Pentru că avem săptămâna de vacanță, nu? Pentru școlărei la sfârșit de octombrie. Pentru alții, cu această șapte de cupe, mai poate veni și cu confuzie. Oricum ai de ales între o varietate largă de opțiuni, dacă este vorba despre opțiuni. Nouă de spade și a tot făcut apariția acest nouă de spade. E vorba despre o eliberare, despre un nou început, despre... Da, un nou început aici. Te afli la o răscruce de drumuri și nu știi ce să alegi în octombrie? Nu știi ce să alegi? De ce nouă de spade și șapte de cupe aici? De ce? Cinci de cupe. Iarăși un soi de dezamăgire și am mai avut și aici în luna iulie. Dar de data asta simt că e posibil să fie mai mult pe finanțe, pe carieră, pe ai nevoie de susținerea cuiva anume. Da, da, foarte mult pe finanțe. Ceva cu opțiuni, ceva cu griji, pentru că nu știi în ce direcție să o iei, nu știi ceea ce este mai bun pentru tine. Văd asta în luna octombrie. Asul de spade este aici în luna noiembrie. Da, luna noiembrie vine cu studiu pentru unii dintre voi.
Dacă ești tu acest paj de spade, nu, e asul de spade, de ce tot îmi dădea impresia că e pajul de spade? Asul de spade vine cu comunicare, comunicare autentică, soluții, claritate mentală. Cu siguranță, după acest moment din luna octombrie în care tu te-ai simțit confuz și nu știai în ce direcție să o iei, vei găsi răspunsul potrivit în luna noiembrie. Noiembrie îți aduce răspunsul și claritatea dorită, mult dorită. De ce asul de spade? Marea preoteasă. Și Marea Preoteasă am tot-o avut-o pe aici, prin citirea ta. Poate chiar în tarot să găsești claritatea de care tu ai nevoie. Văd și acest 8 de spade care ne vorbește despre faptul că la un moment dat nu găseai soluții, dar cu această Mare Preoteasă și asul de spade, cu siguranță tu vei găsi soluțiile potrivite. Mai vreau o carte totuși aici. Ce se întâmplă aici în noiembrie? Ce se întâmplă aici în noiembrie? Și uite, a ieșit tocmai 8 de spade. Era la baza pachetului. Ești cu un soi de izolare. Ești cu un soi de... Poate că e necesar să îți asculți intuiția în ceea ce privește stabilitatea ta, succesul tău în lume și în parteneriate, pentru că văd și acest 4 de bâte, casa ta, acasă. Pentru unii... 4 de bâte vorbește despre... acasă, despre casa ta. Puteți să vă cumpărați o casă sau să vă mutați iarăși și să nu găsiți imediat soluțiile potrivite, dar veți găsi, veți găsi, pentru că aveți Marea Preoteasă, cea care vă ajută și vă ghidează cu intuiția voastră. Cavalerul de cupe... Îl avem aici în decembrie. Cavalerul de cupe vine cu o ofertă în dragoste și nu știu dacă este oferta ta înspre altcineva sau primești tu o ofertă aici. Este sezonul acesta al vacanței, al sărbătorilor. De ce cavalerul de cupe? Trei de cupe, întâlniri cu prietenii, cu cei dragi, cu oameni plăcuți, oameni care vă umplu cupa voastră și văd și 4 de bâte. O sărbătoare poate fi relevantă pentru unii dintre voi, vă aduce bucurie. De ce 3 de cupe și cavalerul de cupe? Poate în preajma sărbătorilor să întâlniți pe cineva nou aici. 9 de monede. Și împăratul e tot energia voastră. Nu știu, cred că sunteți foarte apreciați de cei din jur. Sunteți văzuți precum acest 9 de monede, o persoană foarte abundentă, care a muncit mult și trăiește în lux, în propria sa proprietate, în propria sa casă, în propria grădină. Pentru care a muncit și pentru care se bucură acum, culege roadele. Ok, cam atât pentru această citire, dragilor. Chiar sper să rezonați și dacă rezonați, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, eu postez în fiecare zi aproape. Să-mi lăsați o apreciere și un comentariu așa cum simțiți voi și vă îmbrățișez cu recunoștință și iubire, bineînțeles. Ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa!